Furia ne poate afecta ficatul, frica, rinichii, îngrijorarea, stomacul, tristețea, plămânii, iar supărările, dar și bucuriile, inima. Pentru că emoțiile foarte puternice ne-ar putea afecta inima. Cel puțin așa susțin mai multe direcții de medicină tradițională, care consideră că afecțiunile cu care ajungem noi să ne confruntăm sunt cauzate și de emoțiile cu care ne confruntăm și pe care nu știm să le gestionăm. Adevărul este că nu suntem niște mașini. Avem sentimente, gânduri, frământări, proiecte, vise, speranțe și așa mai departe. Și toate aceste lucruri noi trebuie să știm să le gestionăm, astfel încât să nu le lăsăm să ne afecteze, să nu ne lăsăm să ne distrugă sănătatea. Știți, în ultima vreme se vorbește foarte mult de cauzele emoționale ale bolilor, de cauzele ascunse ale bolilor. Și cred că am putea să ne aplecăm urechea, ca să spun așa, și la aceste aspecte, pentru că toate aceste direcții de medicină străveche, cum este medicina tradițională chineză, cum este medicina tradițională indiană, Ayurveda altfel spus, cred că ascund în ele anumite lucruri pe care ar trebui să le luăm în considerare. Sunt de fapt niște sfaturi pentru sănătatea noastră, sunt de fapt niște sfaturi pentru cum să prevenim noi anumite afecțiuni. Și cred că acest lucru ar trebui să-l luăm în considerare. Și în aceste direcții de medicină tradițională se vorbește mult, așa cum știți, și despre energie, și despre energia mâinilor, despre energia palmelor. Și așa cum știți, acesta este un lucru pe care l-am mai constatat și noi, așa, intuitiv. Atunci când ne lovim, ce facem? Instinctiv, ducem mâna la locul dureros. De exemplu, ne doare umărul, ducem mâna, palma, și o punem pe umăr. Ne doare urechea, ducem mâna la ureche. Și cu mâinile ne putem ajuta. Care ar fi recomandarea ca să ne calmăm, ca să ne liniștim cu ajutorul mâinilor? Punem o mână pe plexul solar și o mână pe ombilic. De fapt, deasupra ombilicului, deasupra buricului, altfel spus, și încercăm să respirăm calm, profund, liniștit. Inspirăm, stăm puțin așa și apoi expirăm în această poziție și este foarte important ca mâinile să nu se atingă între ele și o să vedeți că acest lucru o să vă ajute să vă calmați și aș recomanda acest lucru seara. De ce seara? Pentru că, de regulă, ziua suntem foarte agitați. Parcă nici nu ne mai simțim corpul, nici nu mai simțim ce ne doare. Dar seara, când începem să ne liniștim, parcă apar și durerile. Ați constatat, nu? Ba ne doare una, ba ne doare alta. De ce? Pentru că liniștindu-ne, începem să ne simțim corpul și vedem că ne doare într-un loc sau într-alt loc și așa mai departe. Și atunci noi ar trebui să ne ajutăm acest proces de liniștire. Și tocmai de aceea vă recomandam să puneți o mână pe plexul solar, o mână deasupra ombilicului și să încercați să respirați calm, liniștit câteva minute. Și o să vedeți că o să vă ajute acest mic exercițiu de respirație combinat cu ajutorul pe care putem să-l primim din partea propriilor noastre mâini. Și încă ceva, ce mai putem să facem noi seara? Să bem un ceai de tei, îndulcit cu o miere de tei. Așa cum știți, acest lucru ne ajută foarte mult. Noi am mai discutat în cadrul emisiunilor noastre despre virtuțile ceaiului de tei și ale mierii de tei. Și știu, foarte mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat de ce anume miere de tei, de ce anume polen dintr-o anume plantă? Simplu, pentru că produsele apicole pe care albinuțele le produc după ce vizitează un anumit tip de plante păstrează din calitățile acelor plante. Așa cum știți, mierea de tei are și ea un efect ușor sedativ și tocmai de aceea este indicat să o bem cu un ceai de tei, îndulcindu-ne ceaiul de tei cu o linguriță de miere de tei seara, înainte de culcare, ca să ne ajute să ne liniștim. Și acest lucru este evident valabil și pentru polenuri, pentru că și polenul, evident, păstrează din calitățile plantelor din care a fost recoltat de albinuțe. Și tocmai de aceea, în situațiile în care avem nevoie să ne liniștim, să ne calmăm, ne este recomandat polenul crud de păducel. Așa cum știți, polenul crud de păducel este bun pentru sănătatea inimii, pentru cei care se confruntă cu tensiune arterială mărită și este bun și așa în general
după cum spuneam, să ne ajute să ne liniștim, să ne calmăm, ne ajută să dormim mult mai bine. Și încă ceva. Așa cum știți, Apiland, brand care are în portofoliu o mulțime de polenuri crude monoflore și care în octombrie își serbează aniversarea, a pregătit pachetul Somn Liniștit, care, așa cum știți, conține miere de tei, un polen crud păducel și lăptișor de mască. Acest pachet pentru un somn liniștit în această perioadă de aniversare Apiland îl găsiți pe site-ul apiland.ro cu o reducere substanțială și mai mult în această perioadă, mai exact până în 20 octombrie, veți primi la orice comandă, indiferent de valoarea ei, un polen crud de păducel. Așadar, chiar dacă comandați pachetul Somn Liniștit, care conține un polen crud de păducel, o miere de tei și un lăptișor de matcă, mai primiți încă un polen crud de păducel. Pentru că, așa cum știți, noi suntem parteneri cu Apiland și am discutat împreună și cu această ocazie de campanie aniversară Apiland, cu codul ACC primiți acest cadou, pentru că noi am considerat că este un cadou potrivit, pentru că majoritatea dintre noi suntem stresați și este o oportunitate ca cei care doresc să încerce gratuit polenul crud de păducel. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că urmăriți strategia mea de sănătate, dar și celelalte emisiuni de sănătate pe care le realizez și care le găsiți pe canalul media online ACC Media Channel. Așa cum știți, ACC înseamnă Arena Content Communications, altfel spus, comunicare în arenă prin conținut de calitate. De aici ACC. Vă invit așadar să urmăriți canalul media online ACC Media Channel. Sper că ați constatat deja că aici găsiți emisiuni de sănătate pe înțelesul tuturor, emisiuni pentru un stil de viață sănătos, mai bine spus. Și, bineînțeles, nu pot să închei fără să spun încă o dată la mulți ani Apiland!